Asta trebuie să mănânci dacă vrei să ai glicemia mică și să-ți cadă grăsimea după burtă. Ce v-am găsit, dragii mei? Astăzi vin cu o rețetă foarte simplă și foarte sănătoasă, care ne ajută pe noi diabeticii foarte, foarte mult. După cum știți, varza murată scade glicemia. Și atunci e bine să o consumăm măcar o dată pe săptămână. Dragii mei, înainte de a vă arăta videoclipul, aș vrea să urez tuturor celor care poartă numele împăraților, sfinților împărați Constantin și Elena, un călduros la mulți ani și multă, multă sănătate. Pentru rețeta de astăzi, avem nevoie de un mușchiuleț de porc, este foarte fad, slab, roșii, ceapă, ardei gras, varză murată, mărar pătrunjel, boia, sare și 30 de miligrame de ulei. Voi porționa mușchiulețul pentru că trebuie să-l fac cu bulețe mici, după care vă arăt cum continui. Am tăiat carnea cu bulețe, după cum vedeți. În această rețetă nu trebuie să fie bucăți mari de carne. Este o ciorbiță de varză murată foarte, foarte sănătoasă și gustoasă. Ajută și la slăbit. Veți spune, da, păi pui ulei și prăjește-i bine, dragii mei. Nu prăjesc. Veți vedea cum fac rețeta. Pentru că mușchiul este foarte fad, trebuie să-l ajutăm cu puțin ulei. Mai vreau să mulțumesc tuturor și să urez bun venit în comunitatea Corina Tapu, celor noi care v-ați abonat la canalul meu. Mii de mulțumiri, iar cei care n-ați făcut-o, nu costă bani. Să dați un subscribe, adică o subscriere, să apăsați butonul de like dacă vă place ce fac și să distribuiți, să vadă cât mai multă lume. Voi adăuga o oală pe foc și voi adăuga 30 de miligrame de ulei. Foarte puțin. Nu-l voi lăsa să se încingă pentru că nu vreau să-l ard. Voi adăuga și carnea, așa carnea își va lua din ulei cât are nevoie. Las pentru 3-4 minute și pe urmă vă arăt cum continui. După cum vedeți, nu este prăjită, doar și-a schimbat culoarea foarte puțin. Acum adaug ceapa și roșiile, legumele își vor lăsa sucul propriu, deci nu va fi nimic prăjit. Adaug circa 2 linguri de apă și voi lăsa să înăbușească pentru circa 5-6 minute până când legumele devin sticloase. Dragii mei, rețeta care vă arăt eu astăzi este varianta sănătoasă. Gastronomia românească este foarte variată și puteți alege să gătiți sănătos. Rețeta asta este foarte veche, însă bunica ne făcea cu slănina afumată. Eu nu mai sunt prietenă cu slănina pentru că am diabet. Nu că n-ar fi bună, însă sunt și la cura de slăbire. Atunci când ai diabet, trebuie să îți menții greutatea la cote normale, nu? E bine să fii gras. De aceea am cumpărat un mușchiuleț și am vrut să o împart și cu voi.
cei care sunteți bolnavi și sunteți la regim. Așadar, după cum vedeți, nu există ulei în oală, este doar carne și legume. Acum voi adăuga foarte puțină boia pentru culoare și aromă, pentru că este puțin afumată boiaua mea, puțină sare, nu multă, pentru că avem varză murată. Și după cum vedeți, legumele s-au muiat. Acum voi adăuga varza. Mai vreau să vă spun celor care vreți să slăbiți un secret pe care îl împărtășesc cu voi. Nu trebuie să mâncați varza, mai ales cea murată, să o lăsați să fiarbă până când se sfărâmă. Nu. Ea își face foarte bine treaba atunci când este al dente. Veți avea o surpriză plăcută, că nu va mai crește glicemia atunci când mâncați. Puteți mânca cât de multă ciorbă de varză murată, vă va ajuta. Eu am tăiat o fideluță, după cum vedeți, veți spune că e multă, nu e multă. Ceea ce e sănătos nu este mult. Este o ciorbă de varză murată care ne ajută la diabet foarte, foarte mult și la multe alte probleme de sănătate. Varza murată își păstrează proprietățile și în calitate de varză murată. Deci când se murează, ea nu-și pierde. E singura legumă care nu-și pierde proprietățile atunci când o punem la conservat. Voi adăuga apă și voi lăsa să fiarbă circa 20 de minute. 20-25 de minute, nu știu cum vă merge vouă aragazul, însă al meu fierbe foarte repede. Totul va fi fiert. Îmi veți spune, păi da, dar cum să mâncăm varză murată nefiartă bine? Ei bine, da, atunci când o faceți salată, tocați varză murată și puneți ulei deasupra și puțină boia, nu este tot tare. Dragii mei, au trecut 35 de minute, este exact cât trebuie să fie fiartă. Am oprit focul, adaug mărarul și pătrunjelul pentru aromă și gust. Este incredibil de gustoasă, încercați și voi. Puțin acrișoară, foarte, foarte, foarte gustoasă. Vreau să vă arăt cum arată în foarfrie această varză. Ține locul și de fidea pentru cei care mâncați fidea. De aceea am tăiat-o lung. Uitați cât de bine arată, îmi plouă în gură, eu știu ce este aici. Foarte sănătoasă și foarte gustoasă. Așa arată. Vă invit și pe voi să gătiți o dată și veți fi surprinși de gustul pe care l-a dat. Acestea fiind spuse, vă doresc multă sănătate și încă o dată la mulți ani cei care poartă numele de Constantin și Elena. Dumnezeu să vă binecuvinteze casele.